Bună, sunt Stan Bianca Andrea de la grupa 315 CC. Am ales să rezolv din seminarul 5, exercițiile 1 și 3, pagina 46, care se bazează pe transformarea furie. Exercițiul 1, rezolvați ecuațiile integrale. Sub punctul A, integral de la 0 la infinit, f de t sin de t de t, egal cu e la minus x cu x pozitiv, voi nota membrul drept cu g de x. Având în vedere că integrala este de forma f de t sin de t x, forma unei funcții impare, voi prelungi prin imparitate pe tot domeniul, adică pe R pentru a putea aplica transformarea furiei și voi obține integrat de la minus infinit la infinit f de t sin de t x de t va fi 2 integrat de la 0 la infinit f de t sin de t de t adică 2G. Iar integrarea de la minus infinit la infinit din f de t cos de t x de t va fi 0 deoarece funcția este impară. Transformarea furiei a funcției f este minus infinit la infinit f de t e la minus i omega t de t. Voi dezvolta e la minus i omega t și voi obține două integrale. Integral de la minus infinit la infinit f de t cos de t omega de t, care va fi 0 deoarece funcția este impară, minus i, integral de la minus infinit la infinit f de t sin de t omega de t. Așadar, Transformarea furie prin sinusa funcției f este integrală de la minus infinit la infinit f de t e la minus itx de t care este egală cu minus 2i e la minus x. Atunci, conform teoremei furiei de inversare, f de va fi 1 supra 2pi integral de la minus infinit la infinit din minus 2i e la minus x ori e la itx dx. Voi da factor comun minus 2i fiind constantă și voi dezvolta e la i de și voi obține minus i supra pi ori integral de la minus infinit la infinit la minus x cos tx de x de care este 0 deoarece funcția este impară plus i integral de la minus infinit la infinit la minus x sin de x de x. Minus i ori i va da 1 și voi obține 1 supra pi integral de la minus infinit la infinit la minus x sin x de x egală cu 2 supra pi integral de la 0 la infinit e la minus x sin tx de x de am luat integrarea separat, iar pentru a o rezolva voi aplica integrarea prin părți. Astfel, îl voi scrie prima dată pe la minus x în forma lui derivată, apărând un minus în față. Și, aplicând integrarea prin părți, voi obține minus pe lângă e la minus x sinte x de la 0 la infinit minus t ori integral de la 0 la infinit e la minus x cos t x dx. t va apărea din derivarea lui sin tx. Când x. Când x-ul va tinde către infinit, sin de tx va fi 0, iar când x este 0, sin de 0 este 0, așadar întreaga expresie este 0, rămânând astfel doar cu t ori integral de la 0 la infinit e la minus x cos tx de x. Procedând la fel ca prima dată și aplicând din nou integrarea prin părți, voi obține minus t pe lângă e la minus x cos tx de la 0 la infinit plus t ori integral de la 0 la infinit e la minus x sin tx de x observăm că această integrală este chiar integrarea inițială și voi desface paranteza și voi obține minus t ori e la minus x cos t x de la 0 la infinit minus t pătrat ori i. Aducând în partea stângă termenii cu i, voi avea t pătrat plus 1 ori totul ori i egal cu minus t ori e la minus x cos t x de la 0 la infinit când x o va tinde către infinit, e la minus x va tinde către 0. Atunci, t pătra plus 1 totul ori i va fi t ori e la 0 ori cos de 0. Adică, i-ul va fi egal cu t supra t pătra plus 1. Atunci, funcția căutată va fi egală cu 2 supra pi ori t supra 1 plus t pătrat. Exercițiul 3, pagina 46. Calculați transformatele furie pentru funcțiile de mai jos folosind teorema rezidurilor. Sub punctul B, fdt egal cu t supra t pătrat plus 9 pe lângă t pătrat plus 1. Observăm că limită t tinde la 0 din fdt este 0, iar funcția are probleme în punctele plus minus i plus minus 3i de la condițiile de existență ale numitorului. Atunci transformata furia a funcției e va fi integral de la minus infinit la infinit f de t, e la minus i omega t dt și o vom împărți pe ramuri pentru omega mai mic decât 0 și imaginea punctului cu probleme pozitivă funcția transformata Fourier va fi 2 pi i pe lângă rezidul funcției f în punctul 3i plus rezidul funcției f în punctul i. Iar când omega este pozitiv, iar imaginea punctului cu probleme este negativă, transformata Fourier va fi minus 2 pi i pe lângă rezidul funcției f în punctul 3 3i plus rezidul funcției f în punctul minus i. Pentru a fi mai ușor, am calculat fiecare rezid în parte. Atunci, rezidul funcției f în punctul 3i va fi limită z de la 3i din z minus 3i ori z ori e la minus i omega z supra z minus 3i pe lângă z plus 3 am descompus t pătrat plus 9 pe lângă z pătrat plus 1 z minus 3i cu z minus 3i se vor reduce și voi înlocui z cu 3i și voi obține 3i ori e3 omega supra 6i pe lângă 1 minus 9 egal cu minus e la 3 omega supra 16. Rezidul funcției f în punctul i este limită z din de la i din z minus i ori z e i ori o z e la minus i omega z supra, z pătrat plus 9, am descompus t pătrat plus 1 în z minus i pe lângă z plus i, z minus i se va reduce cu z minus i și voi obține i e la omega supra 8 ori 2i, adică e la omega supra 16. Rezidu funcției f în punctul minus 3i este limită z din de la minus 3i din z plus 3i ori z ori e la minus i omega z supra z plus 3i pe lângă z minus 3i pe lângă z pătrat plus 9. Am procedat la fel, am descompus de pătrat plus 9. Acestea două se vor reduce și voi rămâne cu minus 3i ori e la minus 3 omega supra minus 6i ori minus 8, care va fi minus e, supra minus e la minus 3 omega supra 16. Rezidul funcției f în punctul minus i va fi limită z tinde la minus i din z plus i ori z la e la minus omega z supra. Z pătrat plus 9 am descompus la fel, t pătrat plus 1 z plus i pe lângă z minus i și voi obține minus i e minus omega supra 8 ori, 2, ori minus 2i. Și voi obține e la minus omega supra 16. Atunci, transformata furia funcției f va fi minus i e la 3 omega supra 16 plus e omega supra 16 când omega este negativ și minus e la minus 3 omega supra 16 plus e la minus omega supra 16 când omega este pozitiv.